Bogdane, pregătit pentru ediția 5? Ne filmează cât suntem întregi, după aia. Paul? Ca fiecare an. Ediția 5. Ce știu? Unul la mine. Adela? Hai. Ediția 1. Salutare, prieteni, încă o zi, încă o poveste. Povestea de astăzi este a 5-a ediție a Viei Ferate, Crăciunița, cu o trupă mai redus anul ăsta din cauza condițiilor meteorologice, probabil, dar cei mai valoroși sunt aici. Îi prezint. În prim plan, Silvia și Dănuț. Planul secund, Bogdan, Paul Junior și Adela. Bogdan cam fiecare an. Nu ca o stare Quechua. Aici așa îi peste tot. Atenție la polei. Copii. Aveți grijă aici, că aici încă-i polei. Da, da, roza. O cordă de 100 de metri. Alunecă bine. Foarte bine se alunecă. Dacă iau ulei corda, metru. Aici ne trebuie colțari. Cine și-a ne-a uitat în mine pregătit. Eu ai groază. Anul ăsta. Se pare că anul ăsta, din cauza ploii, s-a făcut polei. Vale fiind curent, calcarul ăsta lucios, plecat de bocanci, alunește domnul fiul. Pisicile pe gheață. Pisicile fără colțar. Poleiul ne dă de lucru. Doamne! Nu așa. Așa și nu fia. Nu a fost prost ăla care a zis că nu iarna ca vară. Corect. Deci a... De aici ai da, fi? Da, da, da. Sus acolo. Doamne. Uite ce avem noi aici, pe lângă că poteca e numai gheață. Aici avem un strat puternic de gheață. Așa că prin boscheți, păduri cu trei ram. Serio? Pisicile aristocrate pe gheață. Du-te mai până iarbă. Hai motanilor încălțați. Exact. Exact. Și cum să reușim? Nu ne se rupsa, nu? Da, asta că tu la tine o să te gândi, o să te duci acasă. Bă, dar tămașul aici, aici ai gândit-o tu asta, bă, gata, ai... Fisura asta. Ai aruncat apă. Primul pod, să vină pantofarii. Am ajuns la școală, ne-am făcut temele și acum o dăm la deal. Dăm examen. Dăm examen pe via. Via Crăciunița. Ești pregătită, Silvia? Da. Paul? Cam fiecare an. Așa, mă, bravo. Nu-mi place jaca aia cum stă pe rucsac acolo spânzurată, dar... No. Bine și rău. E bine. Pentru cel care și-a pierdut sau cea, că văd că e cam micuță spadrila asta, o am pus-o aici în cui. Ce traseu e aici? Semper Fidelis și Lisa. Și creasta frumoasă. Da. Deci știți de unde să o luați. Aici la primul cablu, înainte de Via Ferata. Unde s-a făcut coloană ca și pe Everest anul trecut sau almost 2 ani.
Ne aflăm la primul cablu unde stânca îi plină de gheață. Ca mâța suntem la patinoar. Dar împreună reușim. Adevărat, Paul? Adevărat. Adevărat grești. Performanța se face în echipă. Corect. Ui, 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 cu un cad bolovanii. Am ajuns în cele din urmă la Grohotiș. Deci de ciofu mai rău am scăpat. Ai, Silvie, mătuștii mereușe, ca și caprele de munte. Stai așa, drăguță? Oamenii nopții. Acolo, acolo, în dreapta. În stânga, pardon. Stai bun și acum. Că e bine, pe aici și pe aici. Ba da, mai bine. Tu știi că nu, acolo. Nu, mâna sus aici. Apar și oamenii întunericului. Aho, aho. Nu, că acum e cu Crăciunul. Da. Oră și 10. Cred că n-am făcut așa anevoios niciodată. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, polei, iarna nu-i ca vara, nu? Yep. După aproximativ o oră și un sfert, am ajuns la porțiunea de cablu pe peretele vertical spre rota lui Hilly. Aici cu Dănuț în acțiune. Urmează Adela, Bogdan și Paul. Vine lumea, vine, da? Paul? Sus la grotă. Încă nu se vede. Mai avem un pic. Și intrăm în grotă. Silvia în acțiune. Alunecă? Da. E ud. În spatele meu, Adela, Bogdan și Paul. Cea mai tare trupă de astăzi, Silvia, Dănuț, Adela, Bogdan și Paul. Și nimeni altul decât naratorul care v-a pregătit o surpriză. Ia uitați-vă ce am pregătit aici. Niciodată grota lui Hilly nu a fost împodobită de Crăciun cu beculețele astea spectaculoase. Mașule, ăsta 10 pentru tine. Uitați-vă. Dacă mai faci toată... Grota lui Hilly în seara de Crăciun, împodobită de sărbătoare. După ora 50, am ajuns aproape tors la porțiunea asta de traverseu. Silvia, Dănuț, Adela, Bogdan și Paul. Povestea continuă și surprizele. Apare și Adela cu Bogdan, Dănuț, yes. Silvia. Prezent. Numai ca să vă vedeți, trebuie să vă bag de cu noi. Bine! Cea mai tare trupă din 24 decembrie 2021, an pandemic. Grota lui Hilly. Ia uitați-vă ce avem aici. Moș a fost darnic am acesta. Vă rog să vă serviți. Silvia, îndrăznește. Mulțumim moșului. Să creșteți mari, să mai veniți cu moșul. Ia, serviți că moșul a fost darnic.
Nu le-am mâncat, mă, nicio bufniță. Dar bă, dacă vă luat, nu le-am lăsat spărea asta aici. După aproximativ 2 ore, părăsim grota lui Hilly. Ne îndreptăm spre cruce. Apar și oamenii grotelor. Să merg. Se vede? Da, dar ai făcut? Da cum? Ești nealcoș. Nu știu ce. Oamenii grotelor. Am aici vreo 3 poze. Foarte fain ies când ieși. Când ieși de acolo. Dacă vrei, să moară înapoi. Ochelarii lui de bibliotecă. Cel din urmă a ajuns cel din tâi. Cel din urmă a ajuns cel din tâi, Paul. Până acum a încheiat Plutonul. Da. Și cu Dănuț. Merem. Merem spre cruce să colindăm. Ceva luminițe se văd acolo, în depărtare, Potaisa. Iată, ne ajungi după 2 ore 20, o urcare destul de anevoioasă din cauza poleiului de pe stâncă și din potecă. Ia uitați-vă ce ne-o lăsa moșul aici, la crucea de la Sândulești. Și avem și o mică surpriză. O sticluță pe care scrie povestea continuă, nu se vede acum, o sticluță cu coniac, împreună cu Paul Junior. Silvia! Am ajuns! Bravo! Surprizele continuă! Să vedem! Aha. Bogdan! Cu alcool? Bineînțeles. S-au pus la mine. Adela. Bravo. Hey, Paul. Și Dănuț, felicitări. Ediția 5-a. 1 pentru unii. 5. Cu echipier plus 1. Cea mai tare trupă de astăzi. Bogdan. Da, Paul. Adela. Silvia. Dănuț! Tu cu camere, băi, ți-am scoată-ți cameraman, mă! Trebuie să aduc un dinglău! Hai! Pentru a șasea, da? A cincea pentru a șasea! Cea mai tare trupă! Felicitări tuturor! N-a fost ușor, dar împreună reușim! Povestea continuă! Povestea continuă! Și, și naratorul! Mai filmez? Da! Șampanie! Și... Să sărbătorim ediția 5-a. Să vedem cât de tare am agitat-o. Via Ferrata, care în data de 24 decembrie 2021 poartă numele de Crăciunița. Mai toate ca toate, nu mă șampania. Unde? Care scrie? Auzi, fain. Silvia. Te rog frumos, începe cu Silvia, că e cea mai nouă. Da. Silvia, și mai cum? Suciu. Scrie fain. Decernarea premiilor din această seară, ediția 5-a, ediția aniversară, se acordă diplomă de participare și de merit pentru Silvia. O onoare pentru mine, mulțumesc. Felicitări, ai ajuns cu bine. Mi-am tot, de unde mai scos? Pișoi, cred că trebuie să avem o discuție. N-am fost cel mai inspirat cu imaginea, că mi-am dat seama târziu că putem să nu-i bine. Și de participare pentru o foarte fain scris, Dănuț. Adela... Așa mi-ai umbrit momentul. Da. Adela Horsia. Șia. Horsia. Horsia. Da. Se acordă diploma de merit și pentru ediția aniversară a 5-a. Păsicriu. Bogdan Pop. Doamne ajută. Doamne le ajută întotdeauna. Paulica, care ești? Junior. Se acordă diploma de merit celui mai tânăr participant și cel mai consecvent, Paulica Juniorul. Bună seara, bună. La cuvinte. Dăm voie să-ți înmânez această distinsă.
diplomă pentru un stimabil domn. Mulțumesc! Idene, tu pe tata. Voie să îmânez din partea lui. Eu de la mine. Pentru cel mai fain scribalău din această seară, nimeni altul decât Dănuț. Fain ficior. Ghinduță. Și ca orice tura noastră, se lasă cu festin. Așa că de data asta festinul masa de Crăciun. Nu știi cu ce să încep, Dănuț? Cu slana să încep. Păi nici, ia stai acolo slana, dar sau o aduce pe masă. Da, e de acolo, dacă vrei.